Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru eliminarea clauzelor abuzive nu se vor opri. Este vorba de procesele cu efect colectiv care impun eliminarea acestor clauze din toate contractele de același tip, chiar dacă procesul a fost inițiat pentru un singur client. Curtea Constituțională a respins cererea mai multor bănci care considerau că legea respectivă nu respecta Constituția. No. Curtea Constituțională a respins cererea câtorva bănci de a fi declarate neconstituționale prevederile din legea clauzelor abuzive, care permit că atunci când ANPC solicită în instanță eliminarea unei clauze abuzive pentru un client, clauza să fie eliminată din toate contractele similare ale băncii respective. Curtea Constituțională, prin decizia aceasta, a venit și a consolidat poziția legii și din momentul de față nu se va mai pune niciun fel de problemă dacă litigiile împotriva băncilor din România, cu subtitulatura de procese colective pornite de către ANPC, vor mai fi judecate sau nu. Acum lucrurile sunt foarte clare, ele vor fi judecate în continuare. Dacă ANPC va câștiga pe rolul instanțelor de judecată, practic acea decizie li se va aplica inclusiv celor ce nu au făcut parte din acest litigiu. În momentul de față, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are pe rol 53 de procese, din care 49 sunt procese împotriva a 11 bănci, ceea ce înseamnă aproape 5 procese cu fiecare bancă. Iar clauzele reclamate de ANPC ca fiind abuzive privesc calculul dobânzii, comisioanele și restrângerea accesului la justiție. Juriștii spun că majoritatea băncilor străine de la noi încearcă să împiedice aplicarea în România a regulilor pe care ele le respectă în țările de origine. În România, având în vedere și aderarea destul de târzie a noastră la spațiul Uniunii, băncile, să spunem așa, că și-au făcut terenul de joacă cu toți cetățenii din România care au fost creditați într-un mod, să spunem, necinstit, fiindcă nu s-au dus la cunoștință de la bun început ceea ce cumpără. În 2008, de pildă, când banchierii le spuneau românilor cât de stabil este francul elvețian, în Franța le dădeau exemple de calcul în care li se arăta clienților cum le va crește rata în cazul aprecierii monedei elvețiene. La noi, mulți au fost asigurați că nu vor întâmpina probleme și că împrumuturile sunt sigure. Apoi s-au trezit în câțiva ani că ratele s-au dublat.